Polițiștii de la rutieră vor organiza o nouă activitate preventivă în rândul copiilor din județ. Sâmbătă 24 septembrie, începând cu orele 11, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani sunt invitați să participe la o activitate educativ-preventivă de educație rutieră susținută de polițiști. Activitatea are drept scop responsabilizarea celor mici cu privire la respectarea normelor de circulație rutieră. Evenimentul va avea loc simultan în cele două marketuri situate pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, respectiv Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Evenimentul va fi organizat în două etape. Prima parte a lecției de educație rutieră va fi reprezentată de secțiunea teoretică, în care cei mici vor afla toate informațiile despre semnele de circulație, ce reprezintă fiecare, dar și cât de important este să fie atenți la trafic. Cea de-a doua parte va cuprinde o sesiune interactivă, unde copiii vor fi invitați să aplice cunoștințele proaspăt dobândite printr-un joc de circulație rutieră în cadrul unui orășel miniatural. La sfârșitul activității, toți participanții vor fi răsplătiți cu premii. Evenimentul va avea loc simultan în sectoarele special amenajate în parcările magazinelor colaboratoare din întreaga țară.